În accidentul de circulație a fost implicat un singur autoturism înmatriculat în Austria. În autoturism se aflau 5 tineri care circulau din Groș spre Satul Nou de Jos. Pe o porțiune de drum drept, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina în decor. Când polițiștii au descoperit cine era la volan, au rămas mirați. Respectivul conducător auto, o seară înainte, a fost de asemenea surprins în trafic conducând autoturismul, având și atunci alcoolemie de 0,42 mg pe litru alcool purună expirat și i s-a întocmit dosar penal. Este vorba despre un tânăr fost deținut al penitenciarului Baia Mare, care în urmă cu 24 de ore a fost prins de oamenii legii beat la volan. Atunci avea 0,43 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Azi noapte însă, conducătorul auto sărbătorise prea mult. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,91 grame pe litru alcool pur în aerul expirat. Uite, deși tu aici să vezi rezultatul testării, să știi la cunoștință, nu fie problemă, da? 091, da? Felicitează-te, da. Conducătorul autoturismului Fiat, care circula dinspre localitatea Groș, înspre localitatea Satul Nou de Jos, pierde controlul volanului și intră în șans. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a 5 persoane. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind de 0,91 mg pe litru alcool pur în aer expirat. Și se pare că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma accidentului de circulație de azi noapte, 5 persoane au fost rănite, printre ei și șoferul, acesta scăpând însă cu câteva zgârieturi. Fratele acestuia, cărui venire acasă o sărbătoriseră noaptea trecută, a ajuns la Spitalul Județean din Baia Mare în comă. Două echipaje ale ambulanței și două echipaje SMURD au transportat victimele la spital. Da, mă duc cu el, vă rog, divinii, mă jur, dacă nu, lăsați-mă lângă fratele, de vă rog, Am avut un accident rutier cu 5 victime. Una dintre victime a fost în stare gravă, politraumatizată și instabilă hemodinamic. Ceilalți 5 pacienți prezentau doar leziuni ușoare. Toate cele 5 victime sunt aduse la spital și în curs de investigații. Acum șoferul s-a ales cu un nou dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice. La toate acestea se adaugă și dosarul penal întocmit de polițiști cu o noapte înainte. Șoferul este cercetat în stare de libertate.